În perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, Direcția de Asistență Socială de va acorda ajutoarele de încălzire și suplimentul de energie. 770 de locuitori din reședința de județ au depus la Direcția de Asistență Socială de va astfel de cereri, mare parte a lor fiind și aprobate. Având în vedere că suntem, așa cum spuneați, pe final de sezon rece 2021-2022, am putea face o statistică aproximativ finală a acestui acordării acestui drept și aș putea să vă spun că de la începutul perioadei sezonului rece, respectiv din luna noiembrie 2021 și până în data de 18 februarie 2022, s-au depus un total de 770 de cereri, din care au fost aprobate un număr de 719. Dintre care în ultima lună s-au depus 8 cereri și au fost și aprobate. Este de așteptat ca numărul solicitanților să mai crească, întrucât cererile pentru ajutorul de încălzire se pot depune până în data de 20 martie, iar cele pentru suplimentul de energie pe perioada întregului an. V-aș vrea să aduc la cunoștința celor interesați că cererile se mai pot depune până în data de 20 martie, întrucât la data de 31 martie 2022 se va încheia perioada sezonului rece. Trebuie însă precizat faptul că suplimentul pentru energie se acordă pe toată perioada anului, așa încât pentru suplimentul de energie, cei interesați și cei care îndeplinesc condițiile pot să solicite în continuare acest drept Direcției de Asistență Socială de la. Numărul celor care au depus cereri, aici fiind vorba despre persoane care nu au venituri sau acestea sunt mici, nu pare a fi una impresionantă, dar în comparație cu sezonul rece anterior, în cel actual a crescut de 5 ori.